God bless you all. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. So here we are, continuing today. Slavă Domnului, suntem din nou aici, we continuăm. Like to talk today. Am dorit să vorbim astăzi about the persecution. Despre prigonire. So in the past programs we saw how the rapture is after the tribulation. În programele trecute am văzut cum răpirea bisericii va fi după necazul cel mare. And how part of the church will be destroyed. Și cum o parte a bisericii va fi distrusă. For not being prepared. Pentru că nu s-a pregătit. But there is a part of the church. Dar o altă parte a bisericii. In fact, a minority. O minoritate. That they will be prepared. Va fi pregătită. And they're going to be victorious. Și va fi biruitoare. Not victorious, they're going to shoot and kill the Antichrist. Nu biruitoare în sensul că va împușca pe Antichrist. In some ways, yes. Într-o măsură, da. As we will see, yes. Pe măsură ce studiem, vom vedea. Some of them will be victorious because they will just die the right way. Dar unii din biserica biruitoare vor birui și prin moartea lor. In other words, they will not just be destroyed by the Antichrist because they were unprepared. Deci biserica nu va fi doar distrusă de Antichrist pentru că e nepregătită. They will die in the right place where God sends them and in the fulfillment of their duties for God. Și uneori vor muri în locul bun unde Domnul a vrut să-i pună, îndeplinindu-și scopul pentru Dumnezeu. Like Jesus and every apostle. Așa cum a făcut Isus și fiecare ucenic. The disaster is when Christians are being killed while they are retreating. Dezastru vine atunci când un creștin este ucis în timp ce e în retragere. But they kill you while you attack in the spirit. Dar dacă tu ești ucis în timp ce ești în atac. There's nothing wrong with that. Nu-i nimic rău în asta. Like, that's what happened to Jesus. Asta s-a întâmplat și cu Domnul Iisus. Okay, we'd like to go back to Matthew 24. Mergem la Matei 24. We had a plow in the middle of the field here. Ne-am lăsat data trecută plugul în mijlocul câmpului. I would like to go back here again. Ne întoarcem aici. See, Matthew 24 from verse 5 until 24 we see the great tribulation. Matei 24 de la versetul 5 până la 15 vedem necazul cel mare. No, verse 5 until 24. De la 5 până la 24. All right, if you want to read please from verse 21 until 22. Citim de la versetele 21 și 22. That gives an idea. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. So the great tribulation, if you go to Revelation chapter, let's go take a look at the tribulation. The seven trumpets of tribulation, Revelation 8 and 9. Mergem în Apocalipsa, capitolele 8 și 9, unde este descris necazul cel mare. All right, so here we have six angels sounding the trumpets. Vedem aici șase îngeri care sună din șase trâmbițe. In the Revelation 8 and 9. Apocalipsa 8 și 9. And we studied already in the past that the seven angels sounds in Revelation 11 at the end of the tribulation. Am studiat înainte că ultima trâmbiță a șaptea sună în Apocalipsa 11 după necazul cel mare. So the seven trumpet. A șaptea trâmbiță. Is like ushers, signals the beginning of the wrath of God. Semnalizează începutul mâniei lui Dumnezeu. All right. We see that because when the seven angels sounds in Revelation chapter 11 verse 15. Vedem asta pentru că atunci când a șaptea trâmbiță sună în Apocalipsa 11 cu 15. There is a rapture. Va fi răpirea bisericii. How do we know that? De unde știm asta? Because 1 Corinthians 15, 51 and 52 says the last trumpet is a rapture. Pentru că 1 Corinteni 15, versetele 51 și 52 vorbesc despre ultima trâmbiță. Ok, that's the rapture. And then we see in Revelation 15. În Apocalipsa 15. Ok, verse 1 and 2. Versetele 1 și 2. All right. We see that we see seven angels with the seven last plagues. Vedem șapte îngeri cu șapte urgii. So everything goes by seven here. Totul e câte șapte. Okay, then it says in verse 1, for in them is filled the wrath of God. Și în versetul 1 spune, cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. In other words, there is not going to be any more wrath after this. Adică nu va mai fi mânie după asta. Why? Because like it says in Revelation 11, where the trumpet sounded, the seven trumpets sounded, după cum scrie în Apocalipsa 11, când sună ultima trâmbiță, verse 15, versetul 15, sound the seven trumpet, sună a șaptea trâmbiță, and then he says the kingdom of this world has become the kingdoms of our Lord Jesus Christ. Și scrie împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru Iisus Hristos. Do you understand? So the seven trumpet sounds, there is a rapture, and then that seven trumpet signals the seven angels who have seven plagues where it's filled the wrath of God.
Deci, a șaptea trâmbiță semnalizează răpirea bisericii, după care urmează cei șapte îngeri care au cele șapte urgii cu mânia lui Dumnezeu. So do you understand? Înțelegeți? So let's read verse 2. Să citim versetul 2. We see the people of God who already had the victory already on the mark of the beast. This is the victorious church I'm talking about. Vedem în Apocalipsa 15:2 poporul lui Dumnezeu care au biruit fiara și semnul fiarei. Aceștia sunt oamenii despre care vorbim. Okay, see, no. If these people already got the victory on the mark of the beast, dacă această parte a bisericii deja a biruit semnul fiarei, you cannot overcome the mark of the beast if it's still not finished. Nu poți să biruiești semnul fiarei dacă nu s-a terminat cu semnul fiarei. In the middle of a war, you cannot say, "Hello, I won the war." În mijlocul unui război nu poți să spui, "Eu am câștigat războiul." Hey, the enemy is trying to kill you. Dușmanul încearcă să te ucidă. Maybe he will kill you. Poate chiar te va ucide. So the victory is after the battle. Victoria e după bătălie. So these people here who got the victory in the mark of the beast, it shows that it's after the tribulation. Aici scrie că aceste persoane care au biruit semnul fiarei este după necazul cel mare. Why is important? De ce este important? Because this shows that the seven wrath of God, the seven plagues of wrath is after the tribulation. Asta înseamnă că cele șapte urgii de mânie ale lui Dumnezeu vor fi după necazul cel mare. Okay. And then we see the this wrath lasts from chapter 15 until 16. Okay. Vedem că această mânie a lui Dumnezeu ține din capitolul 15 în Apocalipsa până în 16. And the seventh plague continues in the destruction of Babylon, chapter 17 and 18. Și cele șapte urgii continuă în capitolele 17 și 18 prin distrugerea Babilonului. And it's concluded in the following chapter, Revelation 19. Și se termină în Apocalipsa 19. All right, verse 11 until 21. Versetul 11 până la 21. Which is Armageddon. Care este Armageddon. You don't need to go there. Dear listeners, if you can just write these things down. Dragi ascultători, dacă ați putea să vă notați aceste lucruri. All right, then you study. Urmă le puteți studia. Okay, so conclusion from Revelation 15 until Revelation 19. Concluzie de la Apocalipsa capitolul 15 până la 19. It's all the wrath of God. Este toată mânia lui Dumnezeu. And the chapter 20, of course, it's a millennium. Iar capitolul 20 este despre mileniu. All right, go there. All right, so we're trying to show in this little program today about the church that is destroyed during the Great Tribulation. Încercăm să arătăm în programul de astăzi că biserica care este distrusă în necazul cel mare. Destroyed because it's passive. Este distrusă pentru că este pasivă. Because it's not listening to God's prophets. Și neascultătoare față de prorocii lui Dumnezeu. Especially the head prophet. Mai ales de prorocul principal. In this world there is a top prophet. Știți că în lume există un proroc principal. We have a big prophet. Avem un mare proroc. All right, he's infallible. Este infailibil. He never made a mistake. N-a făcut o greșeală niciodată. We just need to tune in with him. Trebuie doar să-l ascultăm. How sad if so few Christians listen to him. Ce trist că puțin creștini îl ascultă. His name se numește is the Holy Spirit. Duhul Sfânt. His church biserica is lui este Biblia. His address adresa lui omnipresent. Este omniprezent. What we have to do? Tot ce trebuie să facem. Which bus takes us to see him. Oare care autobuz ne va duce la el? It's called the Get on Your Knees bus. Se numește autobuzul Pune-te în genunchi. Get on your knees and you go to him. Pune-te în genunchi și vei ajunge la el. Okay, what direction do you need to look? În ce direcție să ne uităm? Over here. Uite aici. You see by closing your heart. Vezi închizându-ți ochii. And then look in your heart. Și te uiți în inima ta. And keep, don't move. Și nu te mișca. Eventually, într-un final, he will get through. Vei ajunge if you acolo. Shut off the radio, dacă oprești radioul, if you throw out the devil's presence, also called TV in mai ales house, dacă arunci din casa ta prezența diavolului, adică televizorul. Okay, the devil is almost in every house through the TV. Diavolul e prezent aproape în fiecare casă if prin televizor. If you just throw in the biggest, the deepest garbage that TV. Dacă arunci în primul gunoi televizorul. Okay, make sure you break it first. Dar să te asiguri că prea tot spargi. You don't want somebody to pick it up. Ca să nu-l ia altcineva. All right, because it's mostly bad. Că e mai mult rău. Okay, the devil puts a little bit of good in it so to make people. But it's bad. Diavolul pune puțin bine în televizor, dar e mai mult rău. It's much better to get some DVDs about Jesus and the gospel. Mai bine să facem rost de niște CD-uri, DVD-uri despre Hristos. You decide out what to watch, not the TV program. Și astfel voi decideți ce priviți, nu televizorul și programul. So if you get on your knees and get in connection with the Holy Spirit. Dacă vă puneți în genunchi și vă conectați cu Duhul Sfânt. He will tell you what to do. El vă va spune ce să faceți. The tribulation is going to be nothing. Necazul cel mare va fi un nimic pentru voi. Well, it's going to be terrible. Va fi groaznic. But you're going to be in God's will. Dar veți fi în voia lui Dumnezeu. You're going to know if you're supposed to stay
stay in this city, go to the other city. Veți ști dacă trebuie să rămâneți în orașul ăsta sau să mergeți altundeva. You will know when they're going to come to try to kill you. Veți ști când vor veni și vor încerca să vă ucidă. You know, anybody here, anybody who's an active Christian evangelizing, I'm sure that the Christ, which are many in the world, they already have their names and just waiting to kill them. Oricine care este un creștin activ în lume, sunt sigur că deja anticriștii care sunt mulți în lume, deja încearcă să-l ucidă, au numele lui scris. Jesus said, flee to the mountain. Iisus ne-a spus să fugim la munți. Look, the tribulation is going to be tough. Necazul cel mare va fi destul de dur. Okay, if you just want to see Revelation, for example, chapter 9. De exemplu, this is the middle of tribulation. În Apocalipsa capitolul 9, în mijlocul necazului cel mare. Verse 9 says the fifth angel sounds. Versetul 9 spune. And a star falls from heaven. Apocalipsa 9. Unto the earth. 9:1. Versetul 1. Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care a căzut din cer pe pământ. And he opened the bottomless pit and there came out the smoke, etc. Versetul 2. A deschis fântâna adâncului și a ieșit un fum. Out of a great furnace. Ca dintr-un cuptor mare. And the sun and the air was darkened. Și soarele și văzduhul s-au întunecat. And they were like locusts, verse 3, etc. Erau ca niște lăcuste, versetul 3. All right, and who's this fifth? Who's this angel like a star? Cine este acest înger ca o stea? Cine este steaua asta? Well, see, when they come out, these locusts. Când ies aceste lăcuste. And so they're like, say, verse 7, the shapes are like locusts. Versetul 7 spune că lăcustele semănau ca niște cai pregătiți de luptă. Okay, and they have a king. Și au un împărat. These locusts have a king. Lăcustele au un împărat. So they definitely are not locusts, okay? Deci e clar că nu sunt lăcuste. To me they look more like demons. Seamănă mai mult cu niște demoni. See, verse 11. Versetul 11. They say that they have a king over them and is the angel of the bottomless pit. Peste ele avea un împărat pe îngerul adâncului. Okay, his name is Abaddon in Greek and Apollyon care... in se numește pe evreiește Abaddon, Abaddon in Greek is Apollo. Iar pe grecește Apollyon. Okay, if you look in the dictionary, dacă vedeți în dicționar, this means destroyer. Aceasta înseamnă distrugător. So, who's this guy here? Cine este acesta? Who is this king of the bottomless cine este împăratul adâncului? Okay, the bottomless pit is kind of like the kingdom of Satan, okay? Adâncimea fără fund este împărăția look, diavolului. I give you a little, I'll tell you who this guy is. Vă spun cine este acesta. Because if we know who this king is, dacă știm cine este acest împărat, then we will know who his followers are. Atunci vom ști cine sunt cei care îl urmează. If you go to Revelation 11:7, în Apocalipsa 11 cu versetul 7, ce găsim? You see that it says when they finish the testimony, the beast that comes from the bottomless pit shall make war against them and shall kill them. Who is this? The Antichrist. Scrie, când își vor răsprivi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și va omorâ. Cine este această fiară? Este Anticristul. So who's Abaddon and Apollyon is the Antichrist. Cine este Abaddon și Apollyon? Este Anticristul. He's not the devil. Nu este diavolul. No. Because the devil is not going to be seen, he will only be represented by the Antichrist. Pentru că diavolul nu va fi văzut cu ochii fizici, dar va fi reprezentat prin Antichrist. It's the Antichrist that will be seen physically. Anticristul va fi cel care vom putea vedea not fizic. The devil. Nu diavolul. All right. The devil will possess this world leader. Diavolul îl va posedea pe acest conducător mondial. A new Hitler, a new whatever, ca un, new Stalin, ca un nou Hitler, Stalin. He is going to be smarter than Hitler, Stalin put together. Dar va fi mai inteligent decât Hitler și Stalin la un loc. And those guys were smart and deceiving enough. Iar aceia deja au fost destul de inteligenți și înșelători. All right. So this guy is going to deceive the world. Această persoană va înșela lumea. Okay, and he's the king of the bottomless pit. Și este împăratul adâncului. So basically, he's the king of the demons. That's what he's saying. Este împăratul demonilor. Because he's not going to be the authority of the Antichrist. Căci nu va fi autoritatea Antichristului. I'll tell you what authority is going to be. Revelation 13:4. Apocalipsa 13:4 spune a cui autoritate o va avea. Okay, his authority as a king. Revelation 13:4 tells you where it comes from. În Apocalipsa 13:4 ne spune de unde vine. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei zicând, cine se poate asemăna cu fiara? Cine se poate lupta cu ea? So it says here that the dragon gave power to the beast. Scrie aici că balaurul dă putere fiarei. All right. Also verse 2. Versetul 2. So it says the dragon, the last part, the dragon gave him his power, his seat and great authority. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare.
Okay, and verse 4, and they worshiped the dragon which he gave power unto the beast. Versetul 4, și au început să se închine Balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. So by worshiping this antichrist, they really worshiping the devil. Închinându-se antichristului, de fapt se închină diavolului. And then he says, who is like unto the beast, who can make war? Cine se poate asemăna cu fiara? Cine se poate lupta cu ea? Because as we see in the chapters which describes the antichrist, Daniel chapter 11. După cum putem vedea în capitolele care îl descrie pe antichrist, cum ar fi Daniel 11. Okay, he starts talking about the antichrist from Daniel 11:21 until verse 45. Începe să se vorbească despre antichrist în Daniel 11 de la versetul 21 până la 45. He is called the king of the north. El se numește împăratul nordului. Okay, and the king of the south is fighting. So the king of the north by other prophecies. I don't have time to get into it now. Împăratul nordului. Okay, I don't have time to get into it. We'll study another time. Putem by studia în altă printr-o altă prorocie care sunt scrise în Daniel capitolul 2 și 7 and Revelation 17. Și Apocalipsa 17. We know that the Antichrist called the King of the North in Daniel 11 is actually Europe and Russia. Știm că de fapt împăratul nordului este de fapt Europa și Rusia. You don't have to believe it. Nu trebuie să credeți asta. Putem face un studiu biblic and then you can disagree later. Separat ca să puteți vedea mai târziu. Nu vreau să fiu dogmatic. To believe anything which don't prove you with the Bible. Nu vreau să credeți nimic din ceea ce nu v-am demonstrat cu Biblia. You will see, especially when we study Ezekiel 38 and 39, you will see that Gog is the Antichrist and Magog is Russia. Dar după ce vom studia Ezekiel 38 și 39, veți vedea că Gog este Anticristul și Magog este Rusia. Okay, anyway, back to the point here. Înapoi la subiect. So, when people worship the Antichrist, they actually worship the devil. Când oamenii se vor închina Antichristului, de fapt se vor închina diavolului. So back to Revelation 9. Apocalipsa capitolul 9. 11. The king of the bottomless pit is the Antichrist, Abaddon and Apollyon. Versetul 11. Împăratul adâncului este Abaddon și Apollyon. But his power comes from the devil. Dar puterea lui vine de la diavol. Okay, so now we see here verse 9:1 that the fifth angel sounds and a star falls from heaven, and that's Apollyon. Vedem în Apocalipsa 9:1 că o stea cade din cer. Acesta because este Apollyon. To him was given the key of the bottomless pit. Lui i s-a dat cheia fântânii adâncului. Now the bottomless pit, I believe, represents two things. Adâncul fără fund, eu cred că reprezintă două lucruri. Okay, one is the place where the devil is going to be in prison for 1,000 years in Revelation 20 verse 3. În primul rând, acest adânc reprezintă locul unde diavolul va fi închis în Apocalipsa 20 verse 3. 20 versetul 3. For 1,000 years. Timp de 1,000 de ani. Let me double check if I got it right. I think it's verse 3. In for 1,000 years the devil is going to be imprisoned. Timp de 1,000 de ani, yes, diavolul va fi închis. Yes, it's Revelation 20 verse 3. And so I believe this place is in the center of the earth. Cred că acest loc, adâncul, este în centrul pământului. Because it's the only place that doesn't have a bottom. Pentru că se numește în Biblie adâncul fără fund și este singurul loc care nu are fund. It doesn't have a bottom because the planet rotates. De ce centrul pământului nu are fund? Pentru că planeta se învârte în continuu. So the bottom of this morning is the roof of tonight. Deci ceea ce astăzi este jos, mâine va fi sus. The bottomless pit. Adâncul fără fund. Okay, which the scientists incidentally have just discovered. Oamenii in 1936. Oamenii de știință au descoperit în 1936. A scientist named Sleiman. Un om de știință care se numește Sleiman. In 1936. În 1936. He discovered that the center of the earth. A descoperit că centrul pământului. Guess, are you ready for a surprise? Sunteți gata pentru o surpriză? Our friends evolutionists don't tell this. Prietenii noștri evoluționiști nu o să vă spun acest lucru. They don't talk more. Ei nu vorbesc prea mult despre because asta. Because it goes against the theory of evolution. Pentru că nu coincide cu teoria evoluției. Because the best theory of evolution says that the center of the earth is cooling down after the big bing bong bang. Teoria evoluției spune că centrul pământului se răcește după marele Big Bang. Okay, and it's cooling down. Și se răcește. Well, it's wrong. Dar e greșit. It's not cooling down. Nu se răcește. Because the center of the earth. Pentru că centrul pământului is solid. E de fapt solid. It's nickel and iron. E format din nichel și fier. Okay, all around. Împrejur. There is a balloon of lava. Este ca un balon de lavă. Okay, I can even tell you, you can go to any encyclopedia. Puteți căuta în orice enciclopedie. And you can read this. This is not a preacher trying to convince you. Asta nu e doar o predică care vrea să vă convingă. This is something that you can discover in any book. Puteți descoperi singur în cărți. I can even give you the size. Vă pot da și mărimea. You want to know how big it is? Vreți să știți cât de mare the este? The kilometers?
The center of the earth, centrul nickel, pământului, nickel and iron, format din nickel și fier, okay, is exactly 1,220 kilometers. Este exact 1,220 de kilometri. Around it is called the outer core, is a liquid, and it's 3,400 kilometers thick. Împrejurul lui este un înveliș lichid de 3,400 de kilometri. After that comes the what is called the mantle of the earth. Apoi urmează mantaua pământului. And it has a thickness of 2,900 kilometers. De o grosime de 2,900 kilometri. And after that, of course, it comes the crust of the planet. Iar apoi vine scoarța planetei. Which is from 8 to 40 kilometers. Care este între 8 și 14 kilometri. The bottom of the sea. Depinde dacă măsori de la adâncul mării sau de pe vârful unui munte. So this is how the planet is made. Așa este făcută planeta. And the bottomless pit where the devil is going to be imprisoned, it's a solid little in the center of nickel and iron where the devil is going to be imprisoned. Și adâncul fără fund este un loc solid format de nickel și fier unde diavolul va fi închis. So I was saying the bottomless pit means two things. Deci adâncul fără fund, cum vă spuneam, cred că înseamnă două lucruri. I believe one is the center of the earth, which doesn't have a bottom. Cred că unul înseamnă centrul pământului, care știm că nu poate avea un fund. But it also represents the realm of the demons. Dar reprezintă și lumea demonilor. Okay, because it says here that Revelation 9:1, it was given unto him a key. To this star falling from heaven, it was given to him a key of the bottomless pit. Pentru că scrie în Apocalipsa 9 că această stea care a căzut din cer a primit o cheie a adâncului. So in other words, God is going to give authority to the Antichrist. Adică Domnul va da autoritatea Antichristului. To bring all the demons on the that he has all on the world. Să aducă anumiți demoni pe care lui are aici pe pământ. Why? De ce? Because I believe this. In Revelation 9:1, pentru că cred că acest lucru din Apocalipsa 9:1, I believe is the breaking of the covenant. Cred că este ruperea legământului. It's my opinion. E doar părerea mea. That this is the beginning of the center, like the beginning of the great tribulation. Că aici este începutul necazului cel mare. The last 3.5 years. Ultimii 3 ani și jumătate. Now, I could be wrong, okay? Poate că greșesc. This could be, it's either the beginning of the 7 years or the middle of the 7 years. Aici fie este vorba despre începutul celor 7 ani, okay, de legământ sau este jumătatea celor 7 ani. I don't want to be dogmatic on this. Nu vreau să fiu dogmatic cu asta. But it seems to me, dar îmi pare mie, that this star falling from heaven, că această stea care cade din cer, receiving the key of the bottomless pit, și primește cheia adâncului, and this for me does not represent only the center of the earth, nu reprezintă doar centrul pământului, but it represents the spiritual realm where the demons are now. Ci reprezintă și lumea spirituală unde se găsesc în prezent demonii. It's also called heaven. Și se numește și rai. Is it falling from heaven? Pentru că scrie că cade din cer. Now, it's not heaven where God is. Nu este raiul unde se află Dumnezeu. It's a section of heaven. Ci este o porțiune din cer. You can call it a spiritual Auschwitz if you want. Putem să spunem un Auschwitz spiritual. Okay, a demonic concentration camp if you like. un lagăr de concentrare demonic. Where God is limiting the demons. Unde Domnul limitează pe demoni. But in this case, he's going to give him the key to set them free. Dar în cazul ăsta îi se va da o cheie ca să-i elibereze. Și ei, as verse 11, as locust. Versetul 11, ca niște lăcuste. Okay, and sorry, verse 7. Scuze, versetul 7. As locust, they come onto the earth. Ca niște lăcuste vor veni pe pământ. Okay, the writers, he couldn't describe them better than this. Și cei care au scris aceste cuvinte n-au știut cum să descrie mai bine. Okay, and so they come onto the earth. Vin pe pământ. And the great tribulation starts. Și începe necazul cel mare. Okay, but let's get some more scripture on this. Să mai găsim niște scripturi în privința asta. Because it seems to me. Că ce-mi pare mie. You can tell me what it seems to you, but that's what it seems to me. Puteți să-mi spuneți părerea voastră. That this is the beginning of the great tribulation. Dar mie îmi pare că aici este necazul cel mare. When the devil and his angels are cast down from heaven onto the earth. Începutul necazului cel mare când demonii și diavolul sunt aruncați din cer pe pământ. I know Jesus said that so Satan falling from. Știu că Isus a spus, am văzut pe Satan căzând din cer ca un fulger. That could have been a projection or something that was going to happen in the future. Asta poate a fost o proiecție a ceea ce se va întâmpla în viitor. Okay, because after Jesus, after that, the devil was still going around doing all kinds of bad things. Pentru că după ce Iisus a spus aceste cuvinte, diavolul încă făcea multe lucrurile pe pământ. So, as far as I'm concerned, the devil can still be there in his little Auschwitz heaven. S-ar putea ca diavolul încă să fie acolo sus, în micul lui Auschwitz, în cer. To be thrown out of heaven. Așteptând să fie dat afară curând. See, there is going to be a war in heaven. Va fi un război în cer. By the Archangel Michael. Făcut de Arhanghelul Mihail. Fighting against the devil. Care va lupta împotriva diavolului. But let's read it in the Bible. Da, să citim în Biblie. Revelation 12, verse 7. Apocalipsa 12:7.
Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-a luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Deci n-a mai fost loc pentru ei în cer, a fost aruncat pe pământ. So I believe this is the, when the great tribulation begins. Eu cred că aici va începe necazul cel mare. Like the last 3.5 years. Ultimii 3 ani și jumătate. Keep reading. Continuăm să citim. 9. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavol și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu ei a fost aruncat și îngerii lui. Keep going. 10. Am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. So it says, now is salvation. Acum a venit mântuirea. Now the kingdom, and the kingdom of our God and the power of Christ. So it's like the kingdom of God begins. Acum începe împărăția lui Dumnezeu. Because this is the last few days. Pentru că sunt ultimele zile. Okay, you can jump to 12. Putem merge acum la Apocalipsa 12:12. Yeah, de aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. See, it says, rejoice heavens. Scrie bucurați-vă ceruri. Because why rejoice? De ce? Rejoice angel because you until now. Bucurați-vă îngeri pentru că până acum ați avut vecin răi. Rejoice, heaven. Acum bucurați-vă îngeri. Arcangel. Rejoice. Bucurați-vă. Your bad neighbors. Vecinii voștri răi. Demonic neighbors. Acei vecini demoni. Which you were keeping them away with a sword to the neck. Voi trebuia să-i țineți la distanță cu o sabie la gât. A fost aruncați pe pământ. Rejoice, heaven. Bucurați-vă ceruri. Whoa, inhabitants of the earth. Vai de voi locuitori ai pământului. Why? Because the devil is come. Pentru că having great wrath. Diavolul e pe pământ cu o mare mânie. Because he knows he has short time. Fiindcă știe că are puțină vreme. How short? Cât de puțină? We can see in verse 14. Vedem în versetul 14. 13 și 14. It tells us how long. Ne spune cât timp. Is this short time? Când s-a văzut Balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui. So this woman that will give birth to the child. Femeia aceasta care dă naștere unui copil. This is Mary, the mother of Jesus. Este Maria, mama lui Isus. But is also the church. Dar este și biserica. It fits both interpretations. Se potrivește la ambele interpretări. Because Mary was part of the church. Căci Maria făcea parte din biserica lui Hristos. But it's not just Mary. Dar nu este doar Maria. Because now in verse 14 it talks about 3.5 years. Căci în versetul 14 e vorba despre 3 ani și jumătate. So it jumps now into the end time. Deci acum sărim de fapt. So timpul sfârșitului. Mary because you get off the track. Deci să nu credem că aici vorba despre Maria, pentru că nu o să fim pe calea cea bună atunci. So it says the devil is cast onto the earth and will persecute the woman for 3.5 years. Scrie Balaurul, care a fost aruncat pe pământ, prigonește pe femeia care născuse copilul timp de 3 ani și jumătate. This is the great tribulation. Acesta este necazul cel mare. And I believe. Și eu cred. Keep a finger there. Go puneți un deget aici. 9:1, dar mergeți în Apocalipsa 9:1. That this angel that sounds. And there is a star that falls down who receives the key to the bottomless pit. Eu cred că această stea care cade din cer și se dă o cheie. Is this the devil? Este acest diavol. That is thrown out of heaven by the archangel Michael. Care este aruncat din cer de către Mihail. And then he knows he has little time. Și știe că are puțină vreme. 3.5 years. 3 ani și jumătate. And then read the rest of the chapter. Citim restul capitolului. Versetul 15. We see a condensation of the whole great tribulation. Vedem aici o condensare a întregului necaz cel mare. 15, 16 și 17. Șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-aruncase Balaurul din gură. Și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Attention! Atenție! Two churches. Două biserici. One is protected for 3.5 years. Una este protejată timp de 3 ani și jumătate. It's called the woman. Se numește femeia. Another church. Cealaltă parte a bisericii. The commandment of God. Care păzește poruncile lui Dumnezeu. And is being persecuted. Este prigonită.
So he keeps the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Și ține mărturia lui Iisus Hristos. That's the church again. Asta e din nou biserica. But when church is it is the church again. Este din nou biserica. And so when is persecuted? O biserică este prigonită. And destroyed. Și distrusă. As we see in Revelation 13:7. Vedem în Apocalipsa 13:7. Overcome. Este biruită. The other is protected. Cealaltă biserică este protejată. Who is the woman? Cine este această femeie? Next program. Următorul program. Don't miss it. Vom vedea. We love you. Vă iubim. God bless you. Fiți binecuvântați! God bless.